poartă cu poartă-n vina, de răsună Bucovina. Cântă cu curtru-n brădus, de răsună-n Cernăuz. Educată. Un policandru făcut ei, s-a mai rupt el o bucățică, dacă a observat de aici și sus. Policandru s-a mai rupt o bucățică din el. Mă făcea și ei cu câtă grijă, cu câtă grijă domnilor lucrat. Mamă, o să observați ceva dumneavoastră și bine. Bine este că face este părăbărat. Vedeți dumneavoastră arcada sus, aici se numește catapeteazul. Vedeți arcada sus acolo? Așa. Da, părinte. Sfinții sunt originali de atunci, de acum 1731, de atunci, așa, aproape 300 de ani. N-am suferit nicio modificare, pe când aici au mai suferit modificări. Zice-o și poate zice și dumneavoastră, datorită că a fost mai în protecție acolo, zice-o. Așa, că a trecut prin războaie, prin inundații, prin cutremure, prin diferite mișcări și a rămas intactă acolo și aceea. E despre doare, este. Să-l faci pe Gheorghe ca pe Gheorghe și pe Ion ca pe Ion, nu pe Ion ca pe Vasile și pe Pescă, niște lucruri de astea. Și așa au fost lucrurile, așa trecut. A fost desfințită după ce a fost translatată, după ce a fost mutată de la Bran aici. I s-a făcut o resfințire bisericii. Da. S-a făcut, toate s-au făcut cu rost, atunci eu nu eram pe aia atunci, pe vremea aceea. Totuși a rămas monument istoric și ne bucurăm și noi față de toată țara și toți oaspeții care ne vizitează de uzură. Nu i-am mai băgat restauratori, așa se numește pictorii restauratori. Se cera apă și zice, tu iudeu, eu samarinean, cum ne-am duce noi la turci? Voi la turci se cere. Femeie ți-a cerut apă. Și atunci s-au dovedit. Noi am auzit că va veni Hristos pe pământ, dar nu știu, pe cel care stai din vorbă cu ea. Și lucrul așa. Mântuitorul Hristos avea o blindețe și o bunătate. Păi, doamne, de capăt, de acum. Este așa. Și urmărim și noi ca să luăm pildă de Sfintele Cărți pe care le citim, ca să avem experiența vieții și că dacă noi cei mai buni din care suntem acești, nu ca să vedem, nu s-o vedem, un adevăr. Bucovina, plai cu flori, unde sunt airai feciori. Bucovina, plai cu flori, unde sunt airai feciori.
nouă primăvară. Au fugit duși în altă țară, dar se întorc la prima.